Salutare tuturor! Eu sunt Mădă. În video de astăzi nu o să vorbesc probabil chestii super interesante și nici nu o să fac lucruri deosebite. Fiind primul meu video de pe YouTube, vreau doar să mă prezint, să vă spun că sunt o mare amureșancă de la Târgu Lăpuș. Vreau să fac YouTube și eu. Hello, hello! Îmi place foarte mult chestia asta, ador să dau sfaturi și să vorbesc. Uneori mă pierd în detalii și mă lungesc prea mult, dar eu sper să ne adunăm aici numai oameni faini și super ok. Dacă o să fie oameni răutăcioși care nu mă suportă și nu le place cum vorbesc sau ceea ce eu am de transmis nu e ok pentru ei, pot să meargă mai departe, liniștiți. Astăzi doar vreau să punctez un subiect, chestia asta cu a face sau nu face un lucru. Mă refer strict la YouTube. Hai să vorbim despre asta, de ce nu? Nu vreau să-mi pierd timp din viață făcând lucruri care trebuie făcute doar așa pentru societate, pentru mediul în care trăim. Vreau să fac și lucruri care îmi plac. Eu încurajez, asta vreau să spun, încurajez pe toți cei care își doresc să facă YouTube. Vorba bine. Adică nu știu dacă îți place să faci lucrul ăsta, dacă tu crezi că ai ceva de oferit, de transmis, bine, dacă nu, nu. Iar cel mai important lucru, părerea mea, e să-ți placă. Să-ți placă să faci asta, să nu cumva să te apuci să te filmezi numai pentru că și prietena ta bună face treaba asta sau că vecina ta are deja nu știu câți abonați și o știe toată lumea și când merge să iei pâine toată lumea, vai, ce mai faci, Alexandra, tu ești super tare. Și deci să nu faci lucrul ăsta, treaba asta cu YouTube-ul numai pentru că o fac și alții și le merge bine sau, mă rog, nici să nu o faci cumva din... Deci să nu fie din obligație. Dacă îți place, fă-o. Eu, de exemplu, de 2 ani de zile mă tot gândesc. Mă gândesc zi și noapte la treaba asta. Să, nu știu, fie ok. Să nu fie ok să postez. Mi se pare așa un subiect destul de tabu aici la noi, în țară. De fapt, în țară nu neapărat. Îi devine orașul în care trăiesc. Eu aici e un oraș foarte, foarte mic. Unde stau eu, lumea se cunoaște toată lumea între ei și nu, să șez, niște chestii care pe mine nu mă interesează. Eu acum vorbesc de voi, cei care vreți să vă faceți YouTube, trăiți într-o localitate mică, poate într-o comună sau ceva, deci așa, dar din cauza oamenilor, cum le zice, din cauza localnicilor, nu puteți face asta. Că eu chiar înțeleg lucrul ăsta, pentru că da, trăiesc într-un oraș mic și știu ce înseamnă. Numai că niciodată nu m-a interesat părerea nimănui. Eu m-am îmbrăcat, am făcut, m-am dus unde am vrut și cum am vrut. Mă înțelegeți? Nimeni n-are rost să fii stresat de gura lumii, pentru că nimeni nu are grija ta până la urmă. Nimeni nu te ajută cu nimic. Poate că. Așa că, dacă tu simți că îți place chestia asta de a te filma și de a transmite tot felul de lucruri oamenilor, poți să o faci liniștit. La concluzia asta am ajuns. Am întrebat, apropo, am întrebat mai mulți prieteni până acum, măi, uite, mie îmi place foarte tare să mă filmez, să vorbesc și știi tu că mai știu așa un altă de un ruj de un fond de ten, de o chestie așa cu părul, de o viață mai sănătoasă, lucruri, chestii. Și mi-ar place să fac YouTube. Oare să postez acolo sau să nu, să-mi văd de treabă, că nu e pentru mine. Pe câți oameni am întrebat, atâtea păreri am aflat, bineînțeles. În principiu, toate răspunsurile au fost afirmative. Da, mă, de fă lucrul ăsta, de ce nu, așa. Dar au fost acolo mici excepții care m-au pus pe gânduri. Numai că am ajuns la concluzia că nu mă interesează absolut deloc. M-am avut prieteni care mi-au spus că trebuie să mă gândesc bine la treaba asta cu YouTube-ul, că dacă am deja un loc de muncă și am ce să fac în fiecare zi, o să fie destul de greu și complicat, că nu, până te filmezi, până editezi, până postezi, apoi trebuie să ții legătura non-stop cu oamenii, nu știu ce. Bun, din punctul ăsta de vedere a rămas așa un pic pe gânduri, cum am spus. Apoi alte persoane mi-au zis că eu mi-a mai fost făcut un video două înainte de asta. Într-un video am vorbit ca și copii, și despre efectiv m-am jucat. Am vorbit
despre un ruj anume sau despre un fond de ten, mă rog, așa ca idee să le arăt prietenilor, bă, ia uite-te, ce zici, nou, cum îți, sunt ok, care-i faza? Și vreau să vă spun că multă lume zice, vai, e super tare video cap codă, dar tu prea mult îți dai ochii peste cap și vezi că lucrul ăsta s-ar putea să fie cam nasol, știi? Sau, e super ok totul la început, dar vezi că la final prea tare ai zâmbit și parcă o iei așa la mișto, știi? Sau, știu, chestii de-astea... Nu știu, nici nu știu cum să le numesc. Ghează că până la urmă trebuie să faci ce vrei tu. Dacă îți place un lucru și simți că ești bun la asta sau îți place ție efectiv, apoi fă-l. Nu mai te sta să te gândești, nu mai te sta să întrebi pe toată lumea, că toată lumea vine cu tot felul de idei. Și nu o să mai faci niciodată nimic. Timpul trece și uite așa, nu faci ce-ți place. Mă înțelegi? Dacă vrei să faci YouTube. Apoi vorbim și alte chestii până la urmă, dacă numai că asta e... De fapt, o poveste mai lungă și să alge și alte chestii, dar în viața asta, pe total, când vrei să faci un lucru, eu zic să-l faci. E foarte important să întrebi oamenii importanți, familia, iubitul, soțul, nu știu, oamenii foarte, foarte apropiați despre ce vrei tu să faci, bineînțeles, să-i întrebi. Dar nu prea mult, că după aia te bagă pe filme, pe tot felul de filme și după aia spui tu deja întrebări, te spui și nu mai faci nimic. Na. Eu am ajuns la concluzia că... Nu mă interesează, eu așa de sunt, dau ochii peste cap, fac figuri, nu știu, poate mă repet, intru prea mult în detalii, ce știu ce. Dar păi, dragul meu, dacă vrei să te uiți la mine, bine, dacă nu, nu. Nu mă înțelegi, deci asta e, până la urmă, nu o să mulțumești niciodată pe nimeni. Și întotdeauna trebuie să gândești, sincer, Doamne iartă-mă, la tine, un pic mai mult la tine, dacă ți-e să place un lucru, să-l faci. Aici o să ajung și m-am repetat eu mie de ori. Dar ăsta e adevărul meu. Deci n-are rost să te tă gândești, să te stresezi că vai, poate nu-i aprecie la X că eu îs blondă sau nu-i aprecie de mie pentru că îs din Maramure și vorbesc cu no și vorbesc așa cum vorbesc eu, știi? Sau chestia asta, sau că-s din nu știu unde și mă rog, știi? Faci ce-ți place. Mie îmi place foarte mult să vorbesc despre tot felul de produse cosmetice. Aș vrea să vă dau sfaturi sincere despre anumite produse. Nu știu dacă sunt neapărat în măsură să vorbesc despre modă, cum să ne îmbrăcăm, ce să facem, cum să arătăm bine și știu ce, dar din ceea ce știu eu, părerea mea și așa mai departe, pot să fac câteva videouri și legate de aceste aspecte. Asta îmi și doresc, de fapt. Deci o să fie acesta primul meu video, sper să vă placă, să adun cât mai multe like-uri, să am din start câțiva subscriberi acolo, să văd că am și eu 2-3 susținători. Aștept să-mi scrieți, să vorbim dacă vreți pe Instagram și pe Facebook. Prea multe aici eu nu știu să fac, într-adevăr nu știu cea mai bună cu tehnologia, nu mă pricep cel mai bine. În orice caz... Nu vreau să meditez videourile exagerat de mult, îmi place să fiu naturală, cât să poate de naturală, nu vine vorba de machiaj așa, o să mă vedeți și mai machiată și mai dechisită și aranjată poate de altă dată, dar ca și mod de a mă exprima sau felul meu de a fi, așa cum sunt eu, nu vreau să mă gândesc de o mie de ori la ceea ce spun, la ceea ce fac și la ceea ce postez aici, mă înțelegeți? Vă pup! Și acum o să vin să opresc camera și nu o să tai chestia asta. Pa, pa!